Doamnelor și domnilor, Marcel Spătaru este gazda voastră la Erudit Cafe. Stimați telespectatori, bună seara! În finala sezonului 6 s-au calificat deja două echipe, Acord și Fantastic 7. Astăzi, patru echipe vor lupta pentru al treilea loc din acea finală a sezonului. Aceste echipe sunt A4, Placebo, Happy Tree Friends și Intel. În prima rundă vor juca Placebo, în următoarea componență, Ștefan Cibotaru, Grigore Lozovan, Denis Cheian, Dumitru Timofte, Alexandru Pleșca și capitanul echipei Dumitru Ierhan. Adversarii lor, echipa Intel. Sergiu Stati, Valentina Acciu, Mihai Gârneț, Eugenia Grosu, Sergiu Buzdugan și capitanul echipei, Vadim Culea. Echipa Placebo revine cu regularitate în clubul nostru. Am vorbit deseori cu ei. Acum aș vrea, înainte de rundă, să vorbesc un pic cu Intel, pe care nu i-am văzut de ceva timp. Ce mai faceți, Vadim? Bine. Lucrați? Lucrăm, da. Ocupați? Acum e vara. Permitem să... V-ați planificat deja vacanța de vară sau încă nu? Parțial. Parțial. La mare? La munte? Cred că la mare. Echipa Intel joacă chiar din primul an al emisiunii Erudit Cafe. Este una dintre cele mai experimentate echipe și mi-a fost chiar dor de voi. Echipa Placebo a debutat anul trecut, da? Da. Și a avut și o calificare în finala unui sezon. Poate acum reușiți să reeditați? Da, sperăm. Cum vi se pare componența de astăzi? A4, Happy Tree Friends? Destul de puternic, dar mă rog, sperăm la rezultat. De cine vă temeți cel mai mult? Nu ar spune pe cineva, deosebit oarece sunt, mă rog, erudit. Am înțeles. Răspunsul diplomate, dar bănuiesc eu că este o favorită astăzi, nu vă spun cine. 0-0, tema 1, indiciul 1. Astfel se numește un tip de aeronavă a cărei penaj orizontal este situat în fața aripei. Bine, aeronava, elicopter, avion, poate aeroplan. Deltaplan, nu este poate să vede că e aeroplan. De-n față? Bine, ai zis că are aripi. Aripile are și aeroplan. Indiciul 2. Din alt punct de vedere, la ruși, ea reprezintă neîncrederea. Nedoviere. Păi ce vedeți în bani? Indiciul 3 este de asemenea și un fel de mâncare chineză, renumită. Indiciul 4. Într-un film sovietic, ea a fost surprinsă trecând strada cu copiii ei. Răspunde echipa Intel. Vă răspunde Valentina Acțion. Valentina, te rog. Credem că este vorba despre rață cu rățuștile ei. Și răspunsul este, pur și simplu, rață. Într-adevăr, 1-0 pentru echipa Intel. Tema a doua, indiciul 1. Conform povestirii lui Ciukovski, de la 2 la 5, așa se numește povestirea, ochii omului ne sunt dați pentru a vedea, urechile pentru a auzi, iar buricul, anume în acest scop. Placebo, să vă auzim. Am eu și o variantă pentru a crește. Pentru a crește. Răspunsul este greșit, indiciul 2 pentru echipa Intel. În Franța, femeile poartă ochelari mai des ca bărbații, tot din această cauză. Va încerca să dea al doilea răspuns corect, echipa Intel? Răspunde Mihai Gârneț. Mihai? Că buricul este pentru frumusețe. Buricul nu are nicio funcție vitală și de aceea este dat omului pentru înfrumusețarea corpului, da? Și în Franța femeile poartă ochelari pentru frumusețe, da? 2-0, într-adevăr, este răspunsul corect.
Tema 3, indiciul 1, Eu și balena. Este titlul unui film realizat în 2005 ce prezintă o istorie romantică dintre două persoane cu sindromul Asperger. Poate fi ceva foarte mic, ceva foarte mare. Indiciul 2. Într-un alt film ce împarte numele, câștigător a 8 Oscaruri, rolul meu este interpretat de Thomas Hulse. Indiciul 3. M-am născut la 27 ianuarie 1756 în Salzburg. Intel. Eu voi încerca să dau un răspuns. După câte mi-amintesc, 1756 s-a născut Mozart. Mozart este răspunsul corect, într-adevăr. Într-adevăr, primul film se numește Mozart și balena, iar cel de-al doilea film se numește Amadeus. Mozart s-a născut în Salzburg, 3-0 pentru echipa Intel. Tema următoare, indiciul 1. Această artă a fost fondată de Morihei Ueshiba la sfârșitul deceniului 3, începutul deceniului 4 al secolului 20. Răspunde echipa Intel după doar primul indiciu. Răspunde Eugenia. Eugenia? Răspunsul nostru este Ikebana. Răspunsul nu este corect. Tema continuă, indiciul 2. Denumirea artei este formată din 3 ieroglife. Primul desemnează dragoste, unificare. Al doilea, spirit, energie morală. Iar al treilea, cale. Va încerca să răspundă echipa placebo? Gata, s-au terminat discuțiile în echipa placebo. Cine răspunde? Mi se pare că nu este corect, dar presupun că este vorba de taekwondo. Nu este răspunsul corect. Indiciul 3 este o sinteză a mai multor arte marțiale japoneze, dintre care componenta centrală a fost preluată din jiu-jitsu. Răspunde echipa Intel? Vă răspunde Sergiu Stare. Sergiu, te rog. Presupunem că este vorba despre Aikido. Răspunsul este corect. Într-adevăr, Aikido, o artă marțială japoneză. Pentru mulți, această artă marțială se asociază cu filmele de acțiune, avându-l pe Steven Seagal în rolurile principale. Steven Seagal practică Aikido. Cu scorul de 4-0, echipa Intel s-a calificat în finala acestei seri. Noi o vom vedea în pauza muzicală pe Mariana Mihailă, care va interpreta piesa Povestea iubirii. Autor, Mariana Mihailă. Timpul se grăbește să ne aștearnă dragostea, să ne ducă înspre zări senine. Simt că lângă tine se împlinește viața mea, fericită-mi este inima. Timpul nu îndrăznește să ne stingă dragostea, păstrând scânteia dulce de iubire. Iubesc până la lacrimi din toată inima, eu simt că tu ești soarta mea. Te ador și în orice clipă mi-este dor. Simt că zbor când îmi spui șoapte de amor. Cât mi-e dor la tine-n brațe să adorm. Nu-i ușor să-mi cânt acest gând visător. Te ador și în orice clipă mi-este dor. Simt că zbor spui șoapte de amor. Cât mi-e dor la tine-n brațe să adorm. Nu-i ușor să-mi cânt acest gând visător. Atâta nostalgie mă cuprinde, dragul meu, când mi-amintesc de prima întâlnire. Doar zâmbetul tău tainic și doar sărutul tău mi-aline sufletul când îmi e greu. Vreau să știu, iubite, sincer, mi-e dragostea.
Lasc cu gândul doar la tine. Dar când ești departe, tristă e făptura mea. Să-mi fii mereu alături cât aș vrea. Te ador și în orice clipă mi-este dor. Simt că zbor când îmi spui șoapte de amor. Cât mi-e dor la tine-n brațe să adorm. Nu-i ușor să-mi cânt acest gând visător. Că zbor când îmi spui șoapte de amor. Cât mi-e dor la tine-n brațe să adorm. Nu-i ușor să-mi cânt acest gând visător. Te ador și în orice clipă mi-este dor. Simt că zbor când îmi spui șoapte de amor. Cât mi-e dor să adorm. Nu-i ușor să-mi cânt acest gând visător. În runda a doua, pentru un loc în finala serii, vor lupta echipele A4 și HTF. Iată componența echipei Happy Tree Friends: Dan Lambos, Alexandru Rogojin, Victor Juncu, Stanislav Madan, Ina Bânzar și capitanul echipei Alexandru Lupușor. Adversarii lor, echipa A4, Ion Dodi, Sandu Coica, Adriana Pânzaru, Alexandru Cojocari, Nathan Garștea și capitanul echipei, Alina Gazachevici. Scorul este, ca de obicei, la începutul rundelor, 0-0. Jucăm până la 4 puncte. Și echipa A4 este o echipă cu multă experiență în club, pe care am văzut-o în anii precedenți, dar care a lipsit în ultimul timp. De fapt, unii dintre membrii acestei echipe au jucat în alte componențe. Acum s-au reunit, într-un fel, în cadrul unei echipe mai tradiționale, A4. Alina, voi v-ați planificat vacanța de vară? Vacanța de vară va fi planificată în dependență de rezultatele arbitrale. Dacă nu va trebui să jucați în finala sezonului, am înțeles. Pe HTF sau Happy Tree Friends am mai văzut în emisiunile anterioare. Mă bucur foarte mult că băieții insistă. Doar așa ajungeți departe. Au fost multe cazuri în care echipele, cu insistență, participând la emisiuni de-a rândul, au reușit să ajungă în finala sezonului și chiar să o câștige. Care a fost cel mai mare succes al vostru până acum la Erudit Cafe? Săptămâna trecută a fost un joc în care, practic, la toate întrebările am avut răspunsul, doar că nu lipsea curajul să... Curajul vine cu experiență. Sper că acum vei fi mai curajos. 0-0, cum am mai spus, tema întâi, indiciul întâi. Originea cuvântului este legată de lingvistica germanică și de un cuvânt ce însemna străin, negerman, care, la rândul lui, provine din numele unui popor celtic. Nein, nu știu cum e cu străinul. Xenu. Va răspunde echipa A4 după primul indiciu? Da, va încerca să răspund Nathan Garștea. Nathan, te rog. Da, deci acest termen este răspândit în mai multe limbi, nu numai germanice, sunt mai multe variante. Cred că aplicabil nou este termenul valah. 1-0, într-adevăr, este vorba de termenul valah sau valah, vloh sau vuoh în polonez, olaș, în olas, de fapt, în maghiară pentru italieni sau olah pentru români. Termenul valah este răspândit, într-adevăr, în foarte multe limbi. Se presupune că originea acestui termen ar veni de la poporul celtic al volcilor, sau volcae, volche, în limba latină. 1-0 pentru echipa A4. Tema a doua, indiciul întâi. În URSS
în afară de forma mea obișnuită, individuală, se practica și forma de grup. Indiciul 2. Prototipul meu putea fi urmărit și de spectatorii olimpiadelor grecești. Echipa Happy Three Friends va încerca să dea un răspuns? Da, Stanislav are o variantă. Stanislav, te rog. Presupunem că este Spartachiada. Spartachiada nu este răspunsul corect. Următorul indiciu numai pentru a patru. În ultimile decenii, Asociația Medicală Britanică militează pentru interzicerea mea. Răspunde echipa A4? Da, vă răspunde iarăși Nathan. Nathan, te rog. Dar noi presupunem că este maratonul. Nu este răspunsul corect. Următorul indiciu pentru echipa Happy Three Friends. Printre termenii specifici acestui sport sunt hook și swing. Următorul indiciu pentru ambele echipe ar fi fost citit dacă echipa Happy Three Friends nu ar fi apăsat pe buton. Cine răspunde? Eu o să încerc. Presupunem este notul? Nu este notul și următorul indiciu numai pentru a patru. Printre practicanții mei pot fi enumerați Leonard Doroftei, frații Klitschko și Mike Tyson. Vă răspund eu în toate. Cred că a devenit deja evident pentru echipa a patru, deși era evident și după indiciul anterior. Era evident mai de mult ce obțin pentru mine, nu pentru restul membrilor echipei. Răspundem box. Box, bineînțeles, iar prototipul din Grecia antică se numea Pancration. Era o luptă în care erau mult mai puține reguli decât în boxul contemporan. În URSS era practicat în mod foarte serios boxul în echipe. Rămânem în domeniul sportului. Tema următoare, indiciul întâi. Cel mai cunoscut meci de la campionatele mondiale s-a desfășurat între selecționatele Irlandei și Bulgariei. Răspunde echipa A4? Da, vă răspunde Nathan. Care nu a comunicat versiunea sa echipei? Noi avem încredere în ei. Da, eu sper că echipa are încredere corect și presupun că este Quidditch. Într-adevăr, este Quidditch-ul, sportul din seria povestirilor despre Harry Potter, tradus în română ca vâșt-haț. Este un sport inventat. Scorul este 3-0 pentru echipa A4. Tema următoare, indiciul întâi. Părinții mei au investit în studiile mele pentru că pierduseră speranța că aș putea să mă căsătoresc reușit, spre deosebire de sora mea frumoasă și mai feminină. Indiciul 2. În adolescență frecventam cafenele și taverne în care încercam să evadez de obligațiile păturii mele sociale, purtându-mă vulgar. Totuși, originea și educația mea erau evidente și jocul meu era demascat foarte repede. Următorul indiciu, porecla mi-am căpătat-o pentru că semănam cu un animal cu spirit constructor. Următorul indiciu, eu am hotărât să nu termin acest indiciu pentru echipa A4, pentru că au apăsat deja pe buton. Cine răspunde? Încercăm să răspundem Edith Piaf. Edith Piaf. Iar animalul este vrabia, da? Care are spirit constructor. Nu este răspunsul corect, din păcate. Următorul indiciu va fi citit până la capăt pentru echipa Happy Three Friends. Eu am hotărât să nu mă căsătoresc niciodată și am refuzat orice cerere, deși viața mea amoroasă era foarte intensă. În schimb, eu m-am dedicat filozofiei, cauzei feminismului, politicii și activității de pedagog. De obicei, viața și opera mea sunt tratate în raport cu un mare existențialist al secolului al XX-lea. Și eu fost poliție, o să mă era tare frumos. Filosofii, femeie, de fiecare, femeie, de fiecare,
asta era educată și a ajuns scrie pe tine. O doamnă importantă în politică. Dacă răspunsul este greșit, 15 secunde va avea echipa 4, dar HTF nu a apăsat pe buton, nu va oferi un răspuns. Am auzit un cuvânt cheie la masa din stânga mea, la a 4, traducerea în engleză a cuvântului castor. Beaver. Și ea este Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, care era prietena lui Jean-Paul Sartre, marele existențialist al secolului 20. Tema următoare, indiciul întâi. Eu, împreună cu satelitul meu, suntem uneori asemănate cu sistemul binar. Va răspunde echipa Happy Tree Friends? Avem o variantă, Terra, Pământul. Nu este răspunsul corect, din păcate. Următorul indiciu, numai pentru echipa A4, atmosfera rară a mea este cel mai probabil formată din azot și monoxid de carbon. Răspunde echipa A4. Da, răspunde Ion Dodge. Ion, te rog. Planeta cu un singur satelit pe lângă Terra mai este și Pluto cu carbon. Și Pluton este răspunsul vostru? Da, eu sunt Pluto. Adică... N-am zis că este o planetă din sistemul solar, iar Ion Dodi are dreptate. Într-adevăr, este fosta planetă din sistemul solar, Pluto. Cu scorul de 4-0, echipa A4 a reușit să se califice în finala serii, acolo unde va întâlni echipa Intel, iar în pauza muzicală o revedem pe Mariana Mihaila, care va interpreta piesa Te ador. Muzică Anatol Dumitraș, text Mariana Mihaila. Na 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 na
În finala serii, pentru dreptul de a se alătura echipelor Acord și Fantastic 7 în finala sezonului, vor lupta în cele ce urmează echipele A4 și Intel. Iată componența echipei Intel. Sergiu Stati, Valentina Acciu, Mihai Gârneț, Eugenia Grosu, Sergiu Buzdugan și capitanul echipei Vadim Culea. Adversarii lor, echipa A4, Ion Dodi, Sandu Coica, Adriana Pânzaru, Alexandru Cojocar, Nathan Garștea și capitanul echipei Alina Kazakevici. Eu zic să procedem direct la joc. Echipele au învins detașat în rundele preliminare. Sunt pregătite. 0-0, tema întâi, indiciul întâi. În cadrul campionatului mondial între aplicații de computer, practicante ale acestui joc din anul 2008, campioană a devenit aplicația Tornado. Răspunde echipa A4. Vă răspunde Ion Dodi. Ion, te rog. Răspundem șah. Răspunsul este greșit. Indiciul 2 numai pentru echipa Intel. Printre campionii mondiali ai acestui sport au fost mulți evrei și olandezi. Următorul indiciu pentru ambele echipe. Pentru obținerea avantajului, mulți practicanți preferă triunghiul lui Petrov. Răspunde echipa Intel. Va încerca să dea un răspuns aproape de adevăr. Eugenia Gros. Eugenia, aproape de adevăr nu te ajută cu nimic. Răspunde corect dacă poți. Noi credem că e Minesweeper. Minesweeper. Nu, nu este răspunsul corect. Și următorul indiciu numai pentru echipa A4. Și un moldovean a reușit să devină campion mondial la acest sport. Răspunde echipa A4. Cine răspunde? Răspunde Ion Dodi. Cercăm deja dame. Iar moldoveanul se numește Ion Dosca, care a devenit campion mondial la dame, într-adevăr. Tema a doua, indiciul întâi. Era originar din zona Galațului și datorită ocupației sale îi se spunea și măjariul. Măjariul este o persoană care transportă pește sau care face negustorie cu pește. Măjir, fotbalist, nu cred. Era Indiciul 2. El s-a implicat cu entuziasm în planul de cruciadă al principilor creștini împotriva turcilor. Pentru a susține această inițiativă, l-a împrumutat pe Joachim al II-lea de Brandenburg, capul cruciadei, cu 200.000 de florini. Nu, e un ceva, înțelegi, un bogătan, ceva, nu înțeleg. Păi ce vei cu mâncă? Da? Hai, eu pune. Va răspunde echipa Intel? Cine răspunde? Da. Vă răspunde Mihai Gârneas. Mihai, te rog. Am o variantă. Nu știu, cred că este Mircea cel Bătrân. Nu este răspunsul corect. Continuăm indiciul 3 numai pentru echipa A4. Campania turcească de pedepsire a acestui domn a fost denumită oficial Războiul Sfânt pentru Moldova și a fost condusă de însuși sultanul Soliman Magnificul. Următorul indiciu pentru ambele echipe, Grigore Ureche scrie despre el că la războaie îi mergea cu noroc. Aș fi continuat, dar m-au întrerupt cei din echipa A4. Cine răspunde? O fi Ion. Vă răspunde Ion. Ion Dodi, te rog. Răspundem Vlad Țepeș. Nu este răspunsul corect. Acum ascultați numai pentru echipa Intel, indiciul 4 și 5. Grigore Ureche spunea despre el că îi mergea cu noroc în războaie, că tot izbândea, lucruri bine făcea. Țara și moșia ca un păstor bun o socotea, judecată predreptate făcea. El era un adevărat fecior al lui Ștefan Vodă cel Bun, adică Ștefan cel Mare. Cum îl cheamă pe Ștefan? Căriți-ne scaunul.
farul. Care le ajută să mergi pe cal, știi? Produl Mavil? Produl Purice. Nu știu, produl Purice. Hai, hai să ne vedem, că dacă nu răspundem unul, ce-ți pisea? Băi, Fecior, Fecior? Știu, mai mult motorul tot i-am ăsta. Fecior, nu? Cine? Motorul nici nu te-am. Nu mai este indiciu, gata. Gata, să iese. În adevărat, Fecior? Nu are un răspuns echipa Intel. Doar din curiozitate, fără punct, să văd care este versiunea echipei A4. Ne gândeam cel mai probabil, cred că Petru Rareș. Petru Rareș este într-adevăr, însă nu obțineți un punct pentru asta. Asta nu este artă, este o glumă de prost gust. Titra despre el Reynolds News în 1959. Următorul indiciu. Aș fi murit ofticat, auzind articolul menționat în indiciul precedent. Însă eram deja mort de 3 ani. Am decedat mort de biat într-un accident de mașină. Ați murit. Nu găutim, nu mai mi-e vii. Îmi pare. Da? Indiciul 3. Spre sfârșitul vieții am încetat să mai intitulez creațiile și am început pur și simplu să le numerotez. Indiciul 4. În cartea Barbă Albastră de Kurt Vonnegut. Răspunde echipa 4. Da. Vă răspunde Sandu Căjucari. Sandra Căjucari? Da, cum înțeleg eu, echipa vrea că eu să răspund Jackson Pollock. Asta așa am să fac. Răspunsul este? Jackson Pollock. Și cine este Jackson Pollock? Este un pictor din Statele Unite. Fondator abstract expresionismului. Fondatorul expresionismului abstract, într-adevăr, Jackson Pollock este răspunsul corect. 2-0, indiciul întâi, tema următoare. Eu am fost un animal sălbatic până la domesticirea mea de către egipteni în anul 4000 înainte de Hristos. Va încerca să dea un răspuns echipa Intel după acest indiciu foarte vag. Vă spune Valentina Axiu. Valentina? Bănuim că este vorba despre pisică. Nu, nu este pisică, deși pisica era într-adevăr animal sfânt în Egipt. Ați gândit bine, dar continuăm... cu indiciul 2. Eu am fost folosit în primul război mondial de către John Simpson Kirkpatrick pentru a transporta soldații răniți până în Gallipoli. Unde Gallipoli? Gallipoli? Greci. Tu pe acolo să fii Camille? Camille luptăs? Măcar, da. Poate că el e animal de tracțiune. Ține pe efect. Măcar să cărpâlșiu. Măcar. Indiciul 3. Pentru ambele echipe. Mohamed, profetul islamului, spunea că în cazul... Răspunde echipa A4. Hai să răspundă iarăși Sandu Căjucari. El ne poartă noroc. Presupunem măgar. Sunt curios de până ați ascultat acest indiciu până la capăt, dacă tot v-ați pornit să-l ascultați. Indiciu până la capăt. Mohamed, profetul islamului, spunea că în cazul în care un măgar va trece în fața oamenilor care se roagă, atunci această rugăciune se va anula. Într-adevăr, măgar este răspunsul corect. Bineînțeles că dacă ar fi fost în joc, în cadrul indiciului n-aș fi pronunțat cuvântul măgar, dar scorul este 3-0, devine 3-0. Atenție la următoarea temă. Indiciul 1. Armatele acestei țări i-au învins pe tătari la Apele Albastre în anul 1380. Apele Albastre, mare Indiciul 2. Ei i-au învins pe teutoni la Saule în 1236 și Durbe în 1260. Ei atunci îi spuneți să...
Următorul indiciu, un reprezentant al dinastiei de la tronul său a domnit și pe tronul Moldovei. Știi? Va încerca să dea un răspuns echipa Intel? Cine răspunde? Răspunde eu. Te rog. Spunem că această țară acum se numește Germania. Nu este Germania. Următoarea informație numai pentru echipa A4. Foarte dificilă această temă scrisă de colegii voștri din alte echipe. În cinstea ei este numită o variație a defensivei Mikenas în șah. Nu se stă. Va încerca să dea un răspuns a patru? Da, vă răspunde Nathan Garste. Nathan, te rog. Da, destul dificil să alegem între câteva țări. Noi credem că este Polonia. Nu este răspunsul corect și ultimul indiciu numai pentru echipa Intel. Cea mai puternică echipă de basket din această țară este Kaunas. Cine răspunde din echipa Intel? Vă răspunde Sergiu Stari. Sergiu, te rog. Credem că este vorba despre Lituania. 1-3, într-adevăr, Lituania este răspunsul corect. Tema următoare, indiciul 1. Arabii, tunisienii, berberii, aglabizii, fatimizii și normanzii s-au succedat unii altora până când aici au poposit pentru multe secole almohazii. Indiciul 2. În aprilie 1986, forțele aeriene americane au bombardat acest oraș și au distrus numeroase clădiri. Următorul indiciu, din limba greacă, denumirea acestui oraș se traduce ca cele trei orașe. Răspunde echipa Intel. Răspunde Sergiu Stati. Sergiu, te rog. Presupunem că este vorba despre Tripoli. Tripoli, într-adevăr, capitala Libiei. Este răspunsul corect, 2-3. Termenul antologie se poate traduce ca știința despre ele. Ontologie e despre dezvoltarea omului. Antologie de evoluție. Regresul omului. Despre ele. Următorul indiciu. În flamandă, acest cuvânt sună la fel ca și cuvântul făină. Va încerca să răspundă echipa Intel? Cine răspunde? Gata, s-a terminat timpul de discuție. Sergiu Stare. Sergiu, te rog. Presupunem că este vorba despre faliment. Faliment. Antologia, știința despre faliment. Nu este răspunsul corect. Următorul indiciu numai pentru echipa A4. Cea de aur este simbolul național al Japoniei. Crizantema e natanșa simbolul regal. Ok? Eu știu ce înseamnă, dar nu știu. Nu, dar băi, în greacă ar și crizos și mizos. Următorul indiciu pentru ambele echipe, numele celor mai cunoscute îl poartă un război din secolul 15. Răspunde echipa A4. Da, vă răspunde roze. Roze. Trandafir. Deci Antos în greacă ar fi roze. Nu este răspunsul corect. Următorul indiciu pentru echipa
Intel, în Moldova ele nu se dăruiesc în număr par. Florile, crizantim, crizantim, crizantim. Băieți, flori, 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 flori. Timpul expiră pentru Intel. Au reușit să apese pe buton. Cine răspunde? Voi răspunde eu? Păi spune că sunt pur și simplu flori. Pur și simplu flori. Antos din greacă se traduce ca floare. Scorul este 3-3. Tema următoare este tema decisivă. Atenție mare. Acești creștini au apărut în SUA la sfârșitul secolului XIX pentru a opune rezistență influenței teoriilor evoluționiste ale lui Charles Darwin și a scepticismului crescând cu privire la valoarea Bibliei ca sursă istorică. Adventiști. Răspunde echipa Intel după primul indiciu. Vă răspunde Valentina Acciu. Valentina? Credem că este vorba despre mormoni. Nu este răspunsul corect, este un pic mai dificil decât atât acest indiciu și această temă. Următoarea informație pentru echipa a 4, anume astfel de credincioși din Iran l-au urmat pe Ayatollahul Khomeini în lupta sa violentă împotriva influențelor occidentale în țara sa în anii 80. Anii 80 care? Cine știe de cum să zic? Evangheliști nu știu să rămâne ficioare. Nu. Nu, evanghelii e sărat. Nu, nu. Dar de fapt, mai nu poți să te zici creștin. Te zici creștin. Adică nu creștin dacă are o mamă. Ești creștin, tu ești primul indiciu. Poți spus creștin? În primul indiciu. Următorul indiciu pentru ambele echipe, anume astfel de credincioși musulmani din Egipt, furioși din cauza inițiativei de pace cu Israelul, l-au asasinat pe președintele Anwar Sadat. Sunt așa credincioși. Cum e pe credere? E de creștin. Intel va încerca să ofere un răspuns. Cine răspunde? Vadim? Nu, răspunde Valentina Acciu. Valentina? Din câte știu noi, în Egipt este o comunitate de copți. Copți este răspunsul vostru. Nu este răspunsul corect. Am zis că sunt credincioși musulmani și am zis drept. Indiciul 4. Numai pentru echipa a 4. Se crede că astăzi există în jur de 60 de milioane de astfel de credincioși creștini în SUA, plus un număr crescând de adepți în lumea întreagă. Băi, dar poate ortodox, poate ortodox. 60 de milioane. 60 de milioane. Și tamași creștini sunt și ortodox. Da, da. Au apărut sectă în statul religiei. Dar ortodox nu înseamnă doar ortodox. Păstrează. Nu, creștin. Băi, de ce? Și ultimul indiciu pentru ambele echipe, atenție mare, acest indiciu chiar va clarifica multe lucruri. Acești credincioși caută să promoveze și să apere o interpretare literală a doctrinelor unei credințe. În 1919 ei au întemeiat Asociația Fundamentelor. Răspunde echipa 4. Da. Fără discuții în echipă. Răspunde Nathan Garște. Nathan, te rog. Noi credem că sunt credincioși fundamentaliști. Fundamentaliști este răspunsul corect. Într-adevăr, există fundamentaliști musulmani, există și fundamentaliști creștini care apără o interpretare directă, literală, a doctrinelor religiilor lor. În 1919 s-a întemeiat Asociația Fundamentelor Creștine Mondiale. Cu scorul de 4-3, în urma unei lupte strânse, în care am văzut o revenire a echipei Intel, dar nu a fost destul pentru a câștiga, echipa a 4 s-a calificat în finala sezonului, acolo unde deja îi așteaptă Acord și Fantastic 7, numele ultimei echipe calificate pentru finala sezonului 6, va fi aflat săptămâna viitoare. Rămâneți alături de noi, rămâneți cu Moldova 1. Vă mulțumesc pentru atenție.